Mare atenție pe pârtie pentru unii turiști, vacanța la munte s-a încheiat mai devreme decât s-ar fi așteptat la spital. Daniela Bălăceanu a vorbit cu salvamontiștii. Daniela, bună seara! Bună seara! După sărbători, salvamontiștii fac bilanțul, chiar dacă sezonul nu s-a încheiat și nici șirul răniților. Spre exemplu, astăzi, pe pârtia de la straja, o tânără și-a rupt mâna în timp ce se dădea cu placa. Și nu este singurul caz de la Crăciun și până acum, 40 de oameni au cerut ajutorul salvamontiștilor de acolo. După ce s-au accidentat pe zăpadă, vina le aparține turiștilor pentru că se aventurează pe pârtii fără echipament corespunzător sau ignoră sfaturile salvamontiștilor. Dana, mulțumesc!